El este Ștefan, are 17 ani și este elev la Colegiul Național Radu Negru. Până acum nimic ieșit din comun. Puțin știu că tânărul este un ciclist profesionist de anul trecut. El face parte dintr-o echipă de prestigiu și se poate lăuda că la ultima competiție s-a clasat pe locul 3 în categoria sa și al 17-lea ciclist de elită la nivel național. Am participat la Topoloveni Samărtur în Argeș. A fost primul rezultat din acest sezon. Am participat la categoria Elite și am venit pe locul 3 la această categorie și pe locul 17 la general. Competiția a presupus un traseu de dificultate medie, 40 de kilometri cu 431 de metri diferență de nivel, un traseu relativ plat, dar cu diferite porțiuni de oricări mai abrupte. Prima bicicletă a primit-o la 6 ani, însă Ștefan susține că pasiunea pentru acest sport a descoperit-o la vârsta de 14 ani. Începutul a fost timid, dar sigur. Această pasiune a descoperit-o în jurul vârstei de 14 ani, văzând la prietenii mei că se dau cu bicicleta, unii dintre ei se antrenau, mi-am dorit și eu să fac acest sport. Am început timid, am început ușor. Ușor, ușor a început să-mi placă tot mai mult și tot mai mult a început să mă antrenez tot mai tare. În scurt timp am fost selectat la o echipă din Brașov, în primul an de ciclism, urmând ca de anul trecut să fac parte din echipa Bike Spare Racing Team. Echipa este situată în București, dar participăm toate competițiile din țară, cât și un rider internațional. Performanța lui Ștefan nu este întreținută doar de talent, pasiune și pregătire, ci și de o anumită alimentație și chiar de o bicicletă care costă în jur de 3.000 de euro. Până să ajungi la echipă de acest fel, a presupus foarte multă seriozitate și în continuare presupune seriozitate în antrenamente, în alimentație, în somn, în tot ceea ce ține de refacere. Bineînțeles, am colaborat și în continuare colaborez cu un antrenor care se ocupă de partea mea fizică, de forma mea fizică, cât și cu un nutriționist, care de asemenea are un rol foarte, foarte important în tot ceea ce ține de acest sport. De exemplu, antrenamentele sunt făcute în funcție de perioada sezonului. Fiecare perioada sezonului antrenăm lucruri diferite. Spre exemplu, iarna facem foarte, foarte multe ture de anduranță, ture lungi. Antrenamentele de intensitate în acea perioadă sunt puțin mai rare. Atunci facem o bază de kilometri pe care o să putem să ne jucăm într-un fel în timpul sezonului pentru a evolua. Legat de mâncare, foarte multe legume, pește, fructe din nou foarte multe și lactate. Adolescentul din Făgăraș pedalează zilnic între 50 și 120 de kilometri pe dealurile din țara Făgărașului. Are vise mărețe și își dorește să evolueze în continuare și să atingă cele mai înalte culmi, desigur, pe bicicletă.